Bună ziua! Astăzi am venit să fac o partidă de pescuit la plută. O să încerc să prind ceva caras. Se apropie sezonul rece și mă pregătesc. Pregătesc pentru la iarnă să am peștișor pentru știuca. Met aici pe balastieră. O să încerc să prind niște cărășei. Aici unul de ăsta cu stuf. Acolo o să mă pun și să vedem dacă reușesc să prind ceva care. Am o vargă de la Garbolino, o vargă de 3 metri, asta o să folosesc. Am pus o plută de 1,5 grame, am pus cu tijă mai groasă să vadă și pe filmare. Și momeală o să folosesc viermuș. Am un cârlig mic, numărul 14. O să momesc un pic. Momeala am de la Fiderit niște peleți care o să arunc așa 2-3 mii de peleți aici în față să adune. Baltă este caras, este și somotel, sper să reușesc să prind ceva caras. Uite trăsătura ce frumos ridică, oi, și l-am ratat. Bandita, speri pești. Cred că sunt mici. Thank you.
ce grăsul. Ăștia sunt perfecți pentru ștucă. Deja am 6. Unul mai mare un pic și trăsătura a fost un pic altfel. Ha.
L-am și pe cel mai mic. Uite ce caras frumos de pus la chei. Probabil cu o bovă de porumb puteți selecta și câțiva mai mari să aștept la trăsătura, dar nu de asta am venit. Uite-l și pe negricios. Bun, aici pun punct la partida. Am reușit să prind destul de mulți. Am vreo 20-30 de bucăți. Asta a fost partida. Sper că v-a plăcut. Mie îmi face plăcere de fiecare dată genul ăsta de partide. Și să ne vedem cu o știucă mare la peștișor. Până data viitoare, eu vă doresc numai bine și fire întinsă.